Salutare, oameni buni! E cam frig afară, așa că o să mă grăbesc. Deci astăzi o să vorbesc cu voi despre de ce să studiez în străinătate. Da. dar pe bune acum. Sunt în Danemarca acum de aproape 2 ani și m-au întrebat mulți că de ce am venit aici și de ce Danemarca și ce studiez și cum e la școală și cu ce e diferit de a noastră și un milion de întrebări. Așa că m-am gândit să fac totul, să compresez totul într-un blog, cât mai scurs, să sperăm. Deci să trecem la treabă. În primul și în primul rând, pe care l-am realizat de când am venit aici, e că există cocalari și pițipoance oriunde în lume. Nu este ceva specific nostru, așa cum ne lăudăm de multe ori. Mai există și oameni și oameni. Pe mine nu mă deranjează ce muzică ascultă cineva sau cum se îmbracă, dar așa ca fapt divers. Pe titlul de cocalar și pițipon, că ne luăm copyright și nu cred că avem voie să facem asta. Numărul 2. Credeam că o să zic asta, dar am devenit mult mai naționalistă de când am venit aici. Da, asta chiar s-a întâmplat, adică... Nu, dar pe bune, acum am început să apreciez mai mult ce avem în țara noastră, cum ar fi mâncarea e atât de bună, nu-mi place deloc mâncarea de aici și clima. Deci vreau să vă spun că acum e mai și e un gheț de frig, deci uitați-vă cum sunt îmbrăcată. Dar da, îmi place clima din România pentru că e clima temperat continentală și totul e așa cum ar trebui să fie, adică vara e cald și poți să mergi la mare, la strand, oriunde vrei. Și iarna, chiar dacă e frig, avem zăpadă, poți merge la schi, e munte. Dar nu și aici. Numărul 3. Devii mai deschis la lucruri noi. Gândește că ești înconjurat de o cultură complet diferită de a ta. Și o să întâlnești oameni din alte locuri, nu numai oameni din Danemarca, dar și oameni internaționali de peste tot. Mai ales dacă trăiești în Copenhaga. Când ești înconjurat de o lume atât de variată, bineînțeles că devii și tu mai deschis și începi să accepti mai multe opinii și mai multe puncte de vedere. Numărul 4. Devii mai independent. Adică eu sunt aici la 2000 de kilometri de casă. Dacă am o problemă, trebuie să mi-o rezolv singură. Trebuie să am grijă de mine, trebuie să mă gospodăresc. Deci, voi n-aveți idee, în primul semestru, când am venit aici, mâncam mai mâncare arsă. Deci, stomacul meu s-a obișnuit cu mâncarea arsă. Îmi făceam, fiți atenți, îmi făceam cartofi prăjiți și pe o parte erau arși și pe cealaltă erau cruzi. Adică, n-ai cum. Până la urmă, perioada asta de facultate, universitate, colegiu, cum vreți să ziceți voi, nu este numai pentru dezvoltarea profesională, este și pentru dezvoltarea personală. Adică tu trebuie să înveți să ai grijă de tine, pentru că la un moment dat chiar o să fii pe picioarele tale și de capul tău. Și de ce nu mai devreme decât mai târziu? 5. Păi o să devii și puțin confuz acum. Pentru că gândiți-vă că eu am venit aici când aveam 18 ani, ceea ce e o vârstă destul de fragedă, adică eu încă eram în adolescență, încă eram în perioada aia de dezvoltare personală. Și în perioada aia, evident că încă absorbi cam tot ce e în jurul tău și te inspiri de la oamenii din jurul tău. Și evident, când m-am mutat aici, am început și eu să încerc să mă adaptez și să încerc lucruri noi, să văd cum fac ei, cum trăiesc ei aici, cum fac ei anumite lucruri. Dacă ar fi după mine, eu aș încuraja pe toți cei care au terminat liceul, toți cei de-a 12-a, să meargă un an sau doi, nu știu, să călătorească sau să muncească în străinătate sau să muncească și în țară chiar. Pur și simplu să folosească un an din viața lor în care să se găsească pe ei, pentru că în a 12-a ai atâtea pe cap și ești atât de stresat cu bacul, încât nu poți acorda mult timp, nu-ți poți acorda ție foarte mult timp. Adică tu
alte chestii pe care să te focusezi în perioada aia. Și n-ai timp să te interesezi de facultăți, de ce ai face tu pe viitor. Adică asta e o decizie destul de... Asta e o decizie foarte importantă. Aici, în Scandinavia, ei, după ce termină liceul, un an, maxim doi, își au liber în care n-au. Ori călătoresc, ori muncesc, cu scopul de a se regăsi pe ei, să vadă ce le place lor să facă și ce ar face în continuare. Și gâzele astea mă disperă, sunt peste tot. Mulțumesc că ați avut răbdare cu mine și sper că v-a ajutat la ceva informația asta. Eu vreau să continui să fac video-uri pe viitor și dacă vreți să vedeți mai mult din ceea ce fac eu în continuare, atunci abonați-vă, dați un share, un thumbs up și ne vedem data viitoare. Mulțumesc!